Cineva zice, am niște vecini care își trăiesc viața din plin, nu le pasă nici de Dumnezeu, nici de nimeni, beau, mănâncă, se distrează, își epuizează sănătatea la cotele maxime și n-au parte de suferințe, n-au parte de necazuri, n-au parte de durere. Le merge bine ca în basme. Iar mă uit la cei care se pare că sunt credincioși, care respectă cât de cât regulile, canoanele bisericești, au atâtea necazuri, atâtea probleme. Iar unii poate se nasc cu anumite boli și cu anumite suferințe. De ce există nedreptate? Celor răi le merge bine, într-un cuvânt, să spunem. De ce? Mulțumesc! Mai e vreo întrebare scrisă prăbucată de hârtie în sală? Dacă mai este una, trimiteți-o în față. Dacă nu mai este, rămânem la două. Dragii mei, e o vorbă care e foarte actuală. Se spune că pe lumea asta nicio faptă bună, ziceți mai departe, nu rămâne nepedepsită. Deci țineți minte, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Asta este realitatea pe care a constatat-o persoana care a trimis întrebarea asta. Întrebarea este mai profundă. Ideea este, dar de ce? Cine pedepsește faptele bune pe pământul ăsta? Puteți să răspundeți. Cine pedepsește faptele bune? Sigur, mi-a răspuns cineva repede, diavolul. Îi punem în spatele lui toate și îi drept, așa este. Ce se întâmplă când noi pedepsim faptele bune? Se întâmplă că și noi pedepsim faptele bune? Există o alianță umană care ține de cultura noastră, care parcă ar vrea ca într-adevăr să promoveze răul și să blocheze binele. Nu v-ați întâlnit cu ea niciodată? Repet, ține de cultura noastră, ține de experiența noastră să promovăm răul și l-am numit în ultima vreme rău necesar și să blocăm binele care nu-l acceptăm și care nu ne place de cele mai multe ori. E o bătălie a valorilor în această lume. Dumnezeu ar dori să promoveze binele și să blocheze răul. Există filozofia lumii noastre care face exact invers. Promovează răul și blochează binele. Între cele două, datorită faptului că se lucrează total contradictoriu, se creează așa-numita confuzie. Omul nu mai știe cine răsplătește pe cei ce fac binele. Cine răsplătește? Că lumea asta nu. Și atunci cine răsplătește pe cei ce fac binele? Și se ajunge la ideea că se răsplătește binele doar la biserică și acolo prin Scriptură. Dar în rest nu există treaba asta. Și când mergi pe stradă și când mergi la serviciu și când te întâlnești cu vecinii, descoperi că trebuie să fii rău pentru ca să reușești. Nu-i așa? Nu trebuie să dai din coate, nu trebuie să calci pe alții în picioare ca tu să ajungi în vârf. Sunt două ideologii, două culturi. Vreau să vă întreb, pe care o credeți? Cea care spune că Dumnezeu va răsplăti pe cel ce face bine și iubește binele, sau cultura cealaltă pe care o vedeți cu ochii, în care fiecare om rău reușește? Ce credeți că este autentic? Că este real? Care dintre ele? Vreau să vă spun că una este doar o părere. Una este o înșelăciune, una dintre cele două. Una este reală. Și atunci, pe care o credem? Nenorocirea este că obișnuim să fim pragmatici și zicem așa,
Asta este marea nenorocire. În lumea asta trăim ca lumea asta și când o veni lumea cealaltă, ne vom descurca. Și ăsta este un al doilea grad de păcăleală. Pentru că nu se poate atunci când va veni o altă realitate să schimbăm automat felul nostru de viață. Va trebui să ne hotărâm de acum. Dacă în ciuda societății, a lumii acesteia, vom trăi pentru cer sau dacă vom trăi pentru pământ. Repet și încerc să închei, să sumarizez. Dacă vrem să trăim pe pământul acesta, atunci fiți răi ca să izbutiți. Dacă iubiți o altă viață mai bună, atunci iubiți binele și veți avea parte de el.